În următorul videoclip vreau să vă prezint pe scurt cum să faci full screen la Microsoft Edge pe Xbox One S, pentru că după ultimul update, precum cunoașteți unii dintre voi, are o margine neagră pe toate părțile. Și ca să faci să dispară marginea neagră și să vezi din nou full screen, deși update-ul e super, pentru că aici, uite, taskbar-ul frumos ca la Microsoft 10. Problema a fost cu chestia aia, cu marginea neagră, de culoare neagră pe margini, și deci nu era full screen Microsoft Edge. Deci ca să dispară, la face aici așa. Dai la setări, mergi jos de tot, setări, mergi aici așa, la setări video, căsuța asta cu scris albastru, și atunci îți apare la video calitate și overscan. Dai aici și aici vezi jos, trebuie să ai debifat asta. Aplicațiile pot să aibă, să adauge o ramă. Asta să o ai debifată și totul va fi ok. Da, precum se vede, e full screen. Ok, mersi pentru vizionare. Pe videoclipul următor, ciao!